Salutare, salutare! Uitați-vă, dacă vreți să vedeți un răsărit în Germania, de aici răsare soarele din partea aceasta și aici se mai vede încă luna. Este ora 5 și 6 minute. Am plecat undeva azi noapte la ora 11. La ora 23 am băgat cardul. Pe la 10 jumate am plecat de acasă. Și mai am un singur client în satul din fața noastră unde se vede. Doar că deschide la ora 7. Am avut 5 clienți de toți, mai am un singur client. Un client foarte incomod. Trebuie să intru într-o curte foarte îngustă. Când intru trebuie să adun oglinda din partea stângă și când ies trebuie să adun oglinda din partea dreaptă. Și dirijat, mai ales la ieșire, doar dirijat. Foarte, foarte îngust, abia intru și să mă întorc în curte iarăși, foarte nașpa. Așa. Și aici am vrut să vă arăt cât puteți vedea răsăritul. Nu e ceva spectaculos. Îmi place foarte mult râul aici. Râul acesta este foarte larg, este navigabil. Cred că ar fi bine să și filmăm un pic, să mă duc mai aproape. Este navigabil. Aici foarte mult râurile în Germania le pregătesc pentru a fi navigate de către nave mari, de șlepuri, de tot felul de chestii, de plute, am văzut. Aici, în partea dreaptă, nu știu ce este. Apar, n-am. În parcarea asta mă opresc de multe ori. Aici de obicei pe la 4 jumate, 4, 4 jumate, 5 ajung. Duminica. De fapt lunea dimineața. Astăzi este luni dimineața. Și astăzi mai aștept un pic să se facă ziua mai bine. Aș vrea să vă explic un pic. Am făcut un video nu știu cât timp în urmă, despre instalația de frânare la camion și cum funcționează. Și aș dori să fac un video astăzi despre posibilele defecte care pot apărea la instalația de alimentare, la instalația de frânare. Ce se poate strica la instalația de frânare pneumatică la camion? Pentru că video în care v-am explicat cum funcționează deja și așa au ieșit prea lung și o să fac alt video separat. Așa că cum se face un pic mai bine ziua, o să vă explic un pic ce ar putea sau defectele mai importante sau mai uzuale care apar la instalația de frânare. Totuși să cobor un pic să vedem. Ia uitați-vă, cale ferată și aici nu știu eu, nu pot să-mi imaginez ce poate să fie aici. Now. Dar sigur în partea cealaltă. Așteptăm un pic să treacă, să fie liber. O să trec. O să vă filmez un pic râul în partea cealaltă. Aici de la ora
nu știu, la ora 5, cam așa, începe circulația. Și foarte mare circulație. Ia să vedem. Sperăm că nu o să cad. Ia uitați-vă, ia uitați-vă. Chiar vorbeam de... de nave. Ia. Folosesc foarte mult râurile ca să transporte marfă, ca și canale de transport marfă. Așa, acum o să ies înapoi, revin imediat când ajung la camion. Așa. Deci, încep să filmez acum, chiar dacă nu s-a făcut încă ziua bine, pentru că imediat o să înceapă să circule foarte multe mașini și o să fie un zgomot infernal. Așa, deci să începem. Începem tot de la supapa de frână, supapa de sub pedala de frână. Ce defecte ar putea apărea la supapa de frână? În primul rând, sau cel mai întâlnit defect, în partea de jos, v-am explicat, în partea de jos are o, cred că se și vede, nu știu, are un silențiator, deci are un orificiu pe unde refulează aerul, descarcă aerul care l-a împins înspre roată, la supapa releu. Și atunci, pe acolo, poate să piardă aer tot timpul. Poate să piardă aer când pedala de frână este liberă, este sus, nu este acționată, nu atinge nimeni. Pierde aer pur și simplu. Ea funcționează normal, dar pierde aer și atunci descarcă aerul din instalația autovehicului. Ăsta e un defect cel mai întâlnit la supapa asta. Sau mai poate să piardă aer în momentul când calci frâna. Când tu ești cu piciorul pe frână, nu trebuie să piardă aer, trebuie să descarce doar când lași frâna. Și atunci mai poate să piardă și aer foarte mult când calci frâna. În acest caz, indiferent că pierde aer când e pedala liberă sau când atunci când ești cu piciorul pe pedala de frână, supapa ori o schimbi, ar trebui schimbată, ori există kit de reparații. Se schimbă kitul de reparații, se înlocuiește. Sau un alt defect, mai pot contactul pentru retardă sau frână de motor, contactul care acționează înainte de a acționa frânele, acționează retarderul sau frâna de motor, poate să rămână blocat, să rămână acționat retarderul tot timpul sau frâna de motor să rămână acționată, sau poate să nu funcționeze pe pedală. Tu calci, se strică contactul și nu mai acționează retarderul. Aici, iarăși, nu știu dacă se prea repară. În general, mai ales supapele astea noi se schimbă. Dar, nu știu, când supapele mai vechi, eu le revizionam. Le revizionam mult, am revizionat, se cumpăra kit de reparații și se înlocuia kit de reparații. Ok. Acum, numai o secundă, să închid și să mergem jos. Să vedem ce
ce defecte pot apărea. Doar o secundă. Așa. Acum am stabilit, am vorbit despre supapa de la pedala de frână. Acum supapa releu. Supapa releu iarăși. Nu știu cum să pun. Să aveți lumină, să vedeți. Asta este. Ce defecte ar putea apărea la supapa asta? Nu știu cum să stau. Partea de jos aici la fel poate să piardă aer. Deci pierde aer și aici poate să piardă aer și atunci descarcă aerul când motorul este oprit, descarcă aerul din autovehicul. Golește circuitul 1. Așa. Cam ăsta e defectul cel mai des întâlnit la supapele astea de tipul acesta. Sau iarăși poate să piardă mult aer la frânare. Când calci pedala de frână, poate să piardă mult aer aici. Și atunci descarcă repede, se golește instalația de aer autovehiculului, de aer comprimat. Alt defect poate să apară la partea electrică, la partea electronică și nu mai gestionează corect frâna. Mai rar, dar se poate întâmpla și treaba asta. Alte defecte, nu cred. Se poate sparge. Uitați-vă, după cum vedeți și aici, aluminiul nu ruginește, dar oxidează și cu timpul, dacă sunt vechi, se poate crepa sau poate să înghețe și se creapă dacă ajunge condens și așa mai departe. Dar în general pierd aer. De supapele de genul ăsta pierd aer. Cam asta e defectul lor, în partea de jos la refulare. Ok, acum să mergem la roată. Iarăși, ce se mai întâmplă? La orice supapă care are racorduri, cum sunt acestea, deci racorduri de tipul ăsta, de fapt toate racordurile, pot să piardă aer. Cu timpul se mănâncă inelele de cauciuc din interior și pierd aer pe aici, pe aici, aici, racordurile astea. Iarăși un defect foarte întâlnit. Cu timpul, din cauza îmbătrânirii, încep să pierd aer. Și atunci, ori ai chit de reparație și înlocuiești inelele de cauciuc, ori ringurile, ori înlocuiești racordul cu totul. Așa, hai să vedem la bătrâne. Ia să vedem. Supapa de ABS. Supapa de ABS, iarăși, pot să apară pierderi aici, la racorduri, nu știu cum să pun eu, pot apărea pierderi aici, la racordurile astea de aer, atunci când
calci pedala de frână, să piardă mult aer aici sau aici. Sau poate să piardă la refulare, partea de jos, partea asta de jos. Poate să piardă în partea de jos la refularea supapei de ABS, poate să piardă aer. Cam astea ar fi. Sau se poate defecta instalația, partea electrică, și atunci dă eroare la sistemul de ABS. Pe urmă, furtunul acesta flexibil. Furtunul acesta flexibil se rupe, cu timpul se îmbătrânește, apar fisuri și pierde aer. Tu calci frâna și auzi că pierde foarte puternic și nu știu unde. Cauzi și găsești furtunul flexibil care se sparge. Atunci ar trebui înlocuit. Ăsta trebuie înlocuit. Pe urmă, pot apărea iarăși la camera de frânare, pot apărea pierderi. Ia uitați-vă trenul. La camera de frânare iarăși pot să apară pierderi la racordul acesta. Se consumă o-ringurile, îmbătrânesc, se întăresc, nu mai etanșează și pierde aer când frânez. Pe urmă, alt defect la o cameră de frânare, în general, ce se întâmplă? Se sparge membrana din interior. Am spus că în interior are o membrană. Și atunci o să piardă aer pe aici. Ia uitați-vă, aici jos este o gaură. Unele au și jos și sus. Altele doar jos. Ce face gaura asta? În momentul când aerul intră în partea din spate și împinge membrana în interior, o împinge membrana și membrana la rândul ei împinge tija cu flanșa, în partea asta la altă, aerul care se află aici trebuie să iasă undeva și atunci iasă pe gaura asta. Pentru că dacă ar fi închisă, aerul care se află aici, chiar dacă este puțin, opune rezistență. Și atunci, când aerul de aici împinge membrana, membrana scoate un pic de aer, adică dislocă un pic de aer din spațiul ăsta. Deci trebuie să aibă pe unde să iasă aerul și atunci iasă pe aici. Pe urmă, când se retrage membrana, intră aer înapoi ca să ocupe spațiu din bucata asta de cameră de frânare. Pe urmă, mai are și rol în caz că intră apă să se scurgă apă. Dacă intră apă în altă parte, pe aici, pe în față, pe la etrier. Pe urmă, etrierul... încă o treabă, încă un defect foarte, foarte întâlnit. Înăuntru se află, mi se pare că tura trecută nu v-am explicat despre arcul de readucere. Ce face arcul acesta? Aici se află un arc care ține tot timpul ține împinsă tija în spate, la zero. Adică tija aceasta nu trebuie să împingă deloc în etrier când este liber, când nu este călcată frâna. Etrierul trebuie să se întoarcă înapoi la zero, pârghia etrierului. Și atunci arcul de readucere împinge înapoi tot timpul la zero pârghia și flanșa și atunci și membrana, respectiv membrana. Și atunci aerul care intră atunci când noi călcăm frâna prin tubul acesta comprimă arcul ăsta tot timpul, îl comprimă ca să poată să împingă tija înspre etrier. Arcul ăsta de readucere cu timpul, pentru că intră apă pe gaura asta de jos, apare condensul, mai multe chestii, din cauza că tot se comprimă și se destinde, arcul ăsta, dar în special din cauza ruginii, apare rugină că ajunge apă la el. Arcul ăsta se rupe și bucățile din arc
unul la mână, că odată ce se rupe, nu mai readuce camera de frânare la zero, tija camerei la zero, și atunci rămâne un pic un pic în tensiune, împinge un pic în etrier și atunci se vor consuma încet încet plăcuțele de frână, se încălzește discul, etrierul, dacă se încălzește discul, se încălzește frâna pe roata asta mai mult, se topesc aici la pistonașe, se încălzesc protecțiile de cauciuc din interior și chiar și asta de la pistonașele etrierului, și atunci se rup, intră apă, intră mizerie și așa se deteriorează și etrierul. Pe urmă, bucăți din arc, dacă se rup, înțeapă membrana, o înțeapă, o distrug și atunci începe să piardă aer. Când se sparge membrana, v-am spus, aerul de aici, care intră prin tubul ăsta, din spate, trece în partea din față, trece prin membrană, trece în partea din față și îl pierde aici. Dacă este înfundată gaura asta, sau și dacă nu este înfundată, trece pe lângă tije și lângă tije are o protecție de cauciuc. Dacă aia este ruptă, trece și intră aerul în etrier și o să piardă lângă plăcuțe, pe la pistonaș. Am mai întâlnit și treaba asta. Arcul ăsta de readucere, când se rupe, provoacă multe, multe daune. Tot timpul trebuie controlate arcul ăsta. Pe urmă, etrierul. Ce defecte pot să apară la etrier? În primul rând, intră apă. Când intră apă în etrier, se blochează, se ruginesc. Camera de frânare împinge, rămâne împins, se frânează, rămâne roata înfrânată. Ia să fund din roată. Se încălzește discul, se încălzesc plăcuțele, se prăjesc, o grămadă de chestii. Deci etrierul se blochează sau rămâne frânat. Pe urmă, poate să nu mai recupereze etrierul. Etrierul, de câte ori calci frâna, el trebuie să recupereze uzura plăcuțelor. Pe măsură ce plăcuțele de frână se consumă, etrierul trebuie să recupereze uzura, să apropie pistonașele tot mai mult de plăcuță. Plăcuțele se consumă amândouă, se strâng pe disc și atunci pistonașele trebuie să recupereze, să apropie tot mai mult de plăcuțe. Altfel, n-ar putea să frâneze. După ce se consumă plăcuțele mult, nu mai ai avea frână, rămâi fără frână. Așa, și etrierul poate să nu mai recupereze treaba asta. Pe urmă, alt defect, senzorul ăsta de uzura plăcuțelor poate să dea eroare la bord, să zică că ori dă eroare electrică, adică întrerupe, nu mai comunică cu centralina, ori îi spune la centralină că sunt consumate plăcuțele și ele de fapt nu sunt consumate de tot. Pe urmă, discul de frână ăsta de aici. Discul de frână, ce defecte pot apărea? În primul rând, uzura normală. Discul de frână normal sub dimensiunea de 37 de milimetri. Eu așa mi-aduc aminte, nu știu, sper să nu greșesc. 37 de milimetri era la autobuze. Sub 37, deja un disc este uzat, este consumat. Nu mai ai voie să-l mai lași pe autovehicul. Pe urmă, discurile de frână, un alt defect, se creapă. Apar fisuri. Apar fisuri mici, pe urmă pot să apară fisuri mari. Fisurile periculoase sunt fisurile care de aici ajung până în partea aceasta. Deci toată suprafața discului este fisurată. În acel caz trebuie schimbat discul. Fisurile apar, v-am spus, ori pentru că se încălzesc frânele. De obicei din cauza asta discurile se supraîncălzesc, chiar se roșesc și atunci automat după, în perioada următoare, apar fisurile. Fisurile trebuie
Adică discurile fisurate trebuie neapărat schimbate, sunt foarte periculoase. Eu mi-aduc aminte o fază. Lucram în Timișoara și un autobuz, deci în curtea firmei mergea cu, nu știu, 5-10 la oră și un disc din asta s-o crepa, dar s-o făcut bucăți. Și mi-a povestit șoferul că eu tras volanul din mână la oră, nu știu, la 5-10 la oră, eu tras volanul din mână, de era să-i rupă mâna. Și l-o tras într-o parte, până o reușit de oprit, până o frânat complet, l-o tras într-o parte de... s-o speria foarte tare. Deci îmi spunea, dacă toată chestia asta se întâmpla la 50-60 la oră, poți să mori, poți să te răstorni, te trage efectiv, s-o bloca roata, pur și simplu. Din cauza asta e foarte periculos și din cauza asta și poliția caută discurile fisurate. Din experiența mea, discurile pe partea din exterior, cum ar veni pe partea aceasta, nu știu dacă vede, pe partea dinspre roată se creapă cel mai repede, nu pe partea interioară. Bun, acum în partea din spate vreau să vă arăt un pic. Ia uitați trenurile în Italia, în Germania, ce rapide sunt. Aici acum camera de frânare. Așa. Aici este o cameră de frânare, cum v-am spus, dublă, pentru că avem și frâna de mână pe camera de frânare. Acum. Nu știu cum să pun eu, ca să am măcar o mână liberă să pot să vă explic. Camera de frânare. Aici, deci de aici și până aici este partea de frână de serviciu, frână de pedală. Ok? Este exact la fel ca și pe față. La fel se întâmplă. Ori se sparge membrana și pierdem partea de jos. Membranele mai pot să piardă cu timpul după ce se îmbătrânesc. Mai pot să piardă pe lângă colier. De obicei se strânge un pic șurubul acesta și nu mai pierde. Sau se schimbă membrana. Iarăși, arcul de readucere, la fel, se poate rupe, perforează membrana și pe urmă, de câte ori calci frâna, pierde aer. Trebuie schimbată membrana, arcul de readucere. Bun. Acum, etrierul la fel, exact ca și pe față. Apă, intră apă în el. Dacă intră apă în el, ruginește, se blochează, rămâne roata înfrânată, iasă fum, se creapă discul, aceeași chestie, se consumă plăcuțele, toate la un loc. Pe urmă, dacă se încălzește roata, se distruge rulmentul roții, rulmenții, semeringurile se încălzesc, încep să piardă ulei, pe față încep să piardă vaselină și așa mai departe. Toate declanșează o reacție în lanț dacă se rămâne roata înfrânată. Bun. Acum, la partea de frână de mână. Care e chestia? Pentru că aici este o chestie foarte șmecheră, ce se întâmplă, pe care nu mulți o știu. Deci la partea de frână de mână, așa, v-am spus,
De aici e partea de frână de serviciu, de aici până aici, frână de pedală. De aici și până în spate e partea de frână de mână. M-am explicat, nu se umblă, adică nu se repară, partea asta se înlocuiește tot timpul. Aici se repară arcul, membrana se schimbă, aici se înlocuiește. Bun. E, ce se poate întâmpla? Pe lângă ax, pe lângă axul care iasă de aici, din partea de frână de mână și împinge în membrană și în flanșă, îl împinge arcul, pe lângă ax se află un semering, o garnitură care se închidă din partea asta să nu ajungă aer aici, niciodată. E, garnitura aia e exact ca un semering care închide pe ax. Toată treaba aia ce se întâmplă? Se consumă și începe să piardă aer. Adică aerul de aici trece aici, la frâna de serviciu. Deci tu nu calci frâna de, pedală, dar aerul de aici, de la frâna de mână, ajunge aici, la frâna de serviciu. Și atunci ce se întâmplă? În primul rând, împinge un pic tija și frânează un pic. Pe urmă, el iasă prin furtunul de la frâna de mână, iasă și merge în supapa releu de la puntea spate și pierde prin refularea supapei. Pierde prin refularea la supapă. Și tu vezi că pierde supapa. Asta e toată treaba. Aerul, dacă îl pierde, automat scade presiunea în autovehicul și atunci va fi presiune mică. Arcul, dacă are presiune mică, arcul va începe să împingă și împinge și mai tare și frânează. Și atunci va rămâne înfrânată. Poate nu de tot, dar depinde cât aer are aici, în frâna de mână. Dar va începe să se frâneze mașina. E, tu în cazul ăla ce faci? Vii, vezi că pierde supapa releu. Stai să ne mutăm la supapa releu. Asta am vrut să vă arăt. Deci, tu vezi că pierde supapa releu. Ia să vedem. Deci, cum v-am spus, prin furtun care vine de la camera de frânare, din astea, vine, aerul se întoarce din frâna de mână, intră în partea cu frâna de serviciu și va pierde pe aici. Tu vii și vezi că pierde supapa releu, supapa de la frâna pe puntea spate, ori aici, ori aici, depinde de camera de frânare, și înlocuiești supapa, pentru că zici că pierde. Dar nu, dacă nu controlezi în primul rând camera de frânare, risc să iei țeapă. Eu am pățit așa, când eram la începuturile mele, erau alte supape, dar la același funcționament era. Și tot așa, o cameră de frânare s-o strica și 3 zile am căutat ce are. Începeam și schimbăm supape și asta, și aia, altă, și aia, altă, și nu știam ce are. Nu era niciunul experimentat să ne explice. Până așa am învățat eu sistemul de frânare. Deci am luat de la pedală, am urmărit furtunele, fiecare supapă, tot, până am învățat cum funcționează și pe urmă ne-am dat seama că de fapt e o cameră de frânare care pierde. De la frâna de mână trece aerul în frâna de serviciu și pierde aici. Din cauza asta trebuie să... În momentul ăla, tu practic ca o... Nu știu cum să vă spun. Ca o soluționare rapidă, ai putea să anulezi camera de frânare. Ai putea să anulezi camera de frânare pe roata respectivă, ca să poți să ajungi până în garaj, să poți să ajungi până acasă. Și cum faci treaba asta, o să mergem înapoi acolo și o să vă explic. Pe urmă, supapa la frâna de mână, iarăși, poate să piardă aici aer. Poate să piardă aer când frâna de mână este trasă, când este frânat autovehicul. Sau poate să piardă și când frâna de mână este lăsată, când este
cum să vă spun, autovehicul poate să circule prin sete desfrânată, poate să piardă aici și iarăși trebuie înlocuită supapa. Dacă supapa asta pierde și nu este camera de frânare, iarăși trebuie înlocuită. Iarăși pot să apară pierderi la fiecare furtun din ăsta, pot să apară pierderi. Se înlocuiesc o-ringurile de la, sau se înlocuiește racordul cu totul. Ok, haideți să mergem. Vă vedeți șurubul acesta. Deci șurubul ăsta ce face el? Dacă îl slăbiți, el practic comprimă arcul. Deci el face ce face aerul. Aerul când intră în... Stai să pun asta. Cum Dumnezeu să o pun că nu mai știu. Așa. Deci fiți atenți. Practic aerul când intră aici, aici, în partea asta, comprimă arcul, încoace. E, șurubul acesta, șurubul ăsta, același lucru face, doar că mecanic. Adică comprimă arcul și ține comprimat. Ține arcul comprimat în partea asta. Îl comprimă și ține comprimat. E, în momentul când tu desfaci șurubul ăsta de tot, că el iasă, e undeva atâta, atâta iasă din camera de frânare, poate. Înțelegeți? Se desface, se desface și până aici. În momentul când l-ai desfăcut de tot, arcul acesta, arcul din camera de frânare, stați așa, deci arcul din camera de frânare, când ai desfăcut șurubul ăsta de tot, nu mai va împinge. Deci roata asta nu va mai fi frânată. Nu o să mai rămână frânată. Dacă nu... când tragi frâna de mână. Deci tu așa poți să anulezi camera de frânare. Îi desfaci șurubul de tot. Doar că... o bucată, deci o bucată cam atâta, va merge ușor până ajunge să atingă în arc. Pe urmă o să meargă greu. Greu, greu, greu. E cel mai bine să-i dai la filet un pic de gripant, îl înfiletezi înapoi să intre, iar îl desfiletezi și îi dai. Îi dai cu cheia, cu cricketul, până se desface de tot, până se oprește. Când s-a oprit, roata asta nu o să mai frâneze deloc. Și atunci îi obturez furtunul de la frâna de mână. Furtunul care este acolo sus, îl obturez și atunci tu practic nu o să mai ai frână de mână pe roata asta, frână de pedală o să fie la fel, frână de mână nu o să mai fie, ca să ajungi până în garaj, până, nu știu, acasă, alt tren, ia uitați-vă, până acasă, până un nepostu să rezolvi problema, să schimbi camera de frânare. Deci, așa se slăbește frâna de mână mecanic, cu șurubul, din șurubul acesta. Se desface șurubul ăsta, v-am spus, o să meargă greu, prima dată o bucată o să meargă ușor și pe urmă o să meargă greu. Când ai ajuns la capăt, când ai slăbit de tot, normal, camera de frânare o să vezi că se mișcă cu etrierul e liber. Deci atunci roata asta nu o să mai ai o frână de mână. În caz că rămâi fără aer, iarăși, tot timpul când, nu știu, vine mașina să te tragă și așa, îi desface și, ca, dacă nu are posibilitatea să-i dea aer, îi desface șurubul ăsta. Ok. Stați numai 2 secunde să ies afară.
Așa. Ce să vă mai spun eu despre sistemul de frânare? Vreau să vă mai spun un lucru. În mod normal, legea prevede de fiecare dată când se lucră la sistemul de frânare, la absolut orice autovehicul, serviciul respectiv trebuie să aibă stand de frână, să-i facă un stand de frână la autovehicul. Să controleze, să se asigure că sistemul de frânare funcționează în parametrii normali. În 95% din cazuri nimeni nu face treaba asta, nu controlează sau nu știu de câți controlează, câți mecanici controlează frânele după ce ori înlocui plăcuțele sau ceva. În mod normal n-ar trebui să se înlocuiască plăcuțele fără să se rectifice discurile. Asta ar fi o lucrare făcută ok. Cu fiecare schimb de plăcuță ar trebui rectificate discurile, indiferent de autovehicul, autoturism, camion, autobuz, nu contează. Pentru că discul nu se consumă uniform. Cu plăcuțele vechi care tocmai s-au terminat, nu se consumă uniform discul, nu o să mai fie plan. Și atunci ar trebui să-l rectifice, să devină o suprafață plană. Pentru ca plăcuța nouă să adere pe o suprafață plană, pentru că ea are o suprafață plană când este nouă. Să poată să frâneze corespunzător. Asta iarăși e o chestie care nu mulți o fac. Și nu mai spunem că n-ar trebui să mai am un clip anterior unde am explicat un coleg de-al meu, un prieten de-al meu, cum a rămas fără frâne exact într-o curbă, exact într-o depășire, din cauza că au pus plăcuțele cele mai ieftine și în 6 luni de zile s-au consumat plăcuțele atâta de grav de au ajuns doar fierul și fierul de la plăcuță au căzut din etrier și au rămas fără pedală de frână. Exact într-un moment în care nu trebuia. Așa că nu vă jucați cu frânele, pentru că, nu știu, eu când eram la școală, dirigintele meu care a făcut și câteva ore de conducere cu mine, îmi spunea, frâna e Dumnezeu la volan. Așa zicea el, frâna e Dumnezeu la volan. În orice moment, frână o să te folosești prima dată. Și avea dreptate. Așa că nu știu ce să vă mai spun despre frâne. Mai sunt și alte defecte care pot apărea, dar astea sunt în mare, cam astea sunt. Pot să apară mai multe defecte. Deocamdată atâta. Până data viitoare, ce să zic? O răsări și soarele, ia să vedem. Dacă se vede acum. Ia uitați-vă. Am răsărit în Germania. O răsărit soarele, a început ziua de luni, a început săptămâna. Mai stau un pic și o să mă duc și o să descarc, deschide clientul. Așa că până data viitoare, știți deja, fiți deștepți că de proști zace țara. Ciao, v-am pupat!